Circulația pe Transfăgărășani este blocată în urma unor căderi de pietre de pe versanți în zona localității Arefu din județul Argeș, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Inspectoratul de Poliție județean Argeș informează că traficul în zonă este blocat pe ambele sensuri și se intervine pentru degajarea drumului.